Noua formă a codului muncii a fost aprobată astăzi în guvern. Documentul a fost trimis deja Parlamentului și urmează să fie adoptat prin asumarea răspunderii. Opoziția amenință cu o moțiune de cenzură, iar sindicatele cu proteste. Maria Toader, colega mea, este la Palatul Victoria. Maria, bună ziua, dar de fapt ce prevederi deranjează? Bună ziua! Sindicaliștii sunt nemulțumiți de creșterea perioadei de probă, creșterea perioadei de preaviz, dar și de majorarea duratei contractelor pe perioadă determinată de la 24 la 36 de luni. Nu în ultimul rând sunt nemulțumiți și de eliminarea contractelor colective de muncă la nivel național început cu 1 ianuarie 2012 și asta în ciuda promisiunilor făcute de guvernanți că ele vor fi reglementate printr-o lege specială ce va fi promovată de-a lungul acestui an. Trebuie să știți că în următoarele zile guvernul va primi o serie de amendamente din partea parlamentarilor, atât ai opoziției cât și a puterii privind actul normativ, se va reuni apoi într-o ședință specială să aprobe sau nu o parte dintre acestea, urmând ca cel mai probabil la începutul săptămânii viitoare premierul Emil Boc să prezinte actul normativ în fața camerelor reunite a Parlamentului, iar în decurs de 3 zile opoziția are la dispoziție termenul necesar ca să depună o moțiune de cenzură. În cazul în care această moțiune va fi votată de jumătate plus unul dintre deputați și senatori, guvernul va rămâne fără încredere și va pica și trebuie să mai știți că în cazul în care moțiunea nu va trece de votul celor două camere reunite, se consideră codul muncii adoptat de drept, iar guvernul va avea sarcina să-l ducă la îndeplinire. Am înțeles, Maria.